Mulțumim, Hilde. Decizie neașteptată pentru românii cu împrumuturi în franci elvețieni. Curtea Constituțională a decis că legea conversiei creditelor din franci elvețieni în moneda națională la cursul istoric este neconstituțională. Proiectul de lege se va întoarce în Parlament pentru reexaminare. Singura soluție este acum acțiunea directă în instanță pentru înghețarea cursului valutar, spun avocații. Curtea Constituțională a admis practic excepția de neconstituționalitate ridicată de guvernul condus de Dacian Cioloș în toamna anului trecut. De la propunerea legislativă care a început la Senat și până la actul adoptat de Camera Decizională, există o diferență substanțială. Senatul a adoptat legea în formula pe care au redactat-o inițiatorii. Iar la Camera Deputaților au fost modificate practic aproape toate soluțiile legislative, toate articolele. Ori, potrivit practicii noastre constante, atunci când se schimbă și obiectul nu s-a schimbat, dar s-a schimbat toate soluțiile și în mod substanțial, atunci se consideră că s-a călcat principiul bicameralismului. Conform acestei legi, conversia împrumutului s-ar fi făcut printr-un act adițional la contractul de credit, la cursul de schimb de la data încheierii contractului. Este o surpriză neplăcută. Nu m-am așteptat, având în vedere practica pe care ne-a arătat-o Curtea Constituțională, să primim o decizie, vorbim atât de către clienții în franci elvețieni, cât și de cei care au apelat la instanța de judecată, fiindcă toți priveau către această decizie, tocmai pentru rezolvarea problemelor ce derivau din creditele în franci elvețieni. Decizia Curții Constituționale, spune avocatul Adrian Cuculis, nu trebuie confundată cu procesele pe care le au cei care s-au împrumutat în franci elvețieni, în instanță pentru înghețarea cursului valutar. Sigur, este o palmă mai mult decât usturătoare pentru toți împrumutații în franci elvețieni, dar trebuie să avem în vedere că oportunitatea și portița aceea de înghețare a cursului valutar în condițiile în care ei deja au ales să meargă pe instanța de judecată și să-și ceară drepturile. Guvernatorul BNR aprecia decizia judecătorilor CCR drept una corectă. Acesta consideră că oamenii pot ajunge la înțelegere amiabile cu reprezentanții băncilor. Guvernul condus de Dacian Cioloș a cerut ca legea să fie aplicată doar consumatorilor persoanelor fizice, care au împrumuturi de până la 150.000 de euro, echivalentul în franci elvețieni, și cu un grad de îndatorare de peste 50% din veniturile nete. Proiectul a fost adoptat de deputați în unanimitate, fără a se țină în cont de părerea executivului.